Salutare, bine ați venit la un nou episod. Da, suntem cu Mafucor cu Piu. Deci, notează butonul de like, subscribe. Ei, Suntem bună cu ziua, Săruna, băieți! Oanta, pe România, Bună roleplay. ziua, bebe! Bună ziua! Bună ziua! V-am spus să ne Bună ziua! întâlnim aici pentru că avem o problemă, să zic. Ce fel de problemă? Este vorba de un transport de mașini pe care trebuie să-l facem. Așa. E vorba de un transport de mașini pe care trebuie să-l facem. O să trebuiască să mergem să furăm niște mașini din baza militară, niște mașini Mamă. foarte scumpe. După care am vorbit cu cineva să mergem să le vindem la preț de nimic, dar ăsta e prima mână, tot timpul ia cel mai puțin. După care ei vor falsifica acte și așa mai departe și vor face mai mulți bani. O să am nevoie de voi să fiți ochi și urechi. O să am nevoie de oameni care, dar o să vă explic eu acolo înainte să mergem. O să am nevoie de oameni care să mituiască oameni de la intrarea în baza militară, pentru că este un transport pentru directorii de la baza militară de acolo. Am Sunt înțeles. câteva mașini de lux pe care noi le vom fura. Am vorbit deja cu niște prieteni de acolo de unde stau eu, cu ceva lingurari. Au pregătit ei niște camioane, doar o să mergem și nu o să le furăm și camionul, pentru că majoritatea au GPS, le vom fura doar remorca sau trackerul sau unde sunt mașinile încărcate. Suiți-vă în mașini și Bravo. veniți după Bravo. mine. Da. Mergeți ușor și fără să intrați în mine. Băi, lingura asta, bulioane, era să zic lingura. Bulion, bulion. Bulioane, fii Da, atent da. aici la mine. Dacă te purți frumos Îmi dai bani și ca să ești mă băiat ca îmbrac. lumea, da, și mă, că nu contează cum ești îmbrăcat. Îți dau o mașină și ție din ele furate. Am înțeles. Da, nu. Lasă mă fie, e ca căruța, se conduce ca căruța. Ce să vom face că... Adică, Deci ați auzit? zici, hai că lu... Ați auzit, băieți, ce trebuie să facem? Sau Ne cum ducem eu după el trebuie să mă acum îmbrăcăminte și vreau să mă duc acolo să... și da, hai să vedem Dar ce nu fac băiat de oraș. lipește acele persoane, nu? Deci, na. Let's go, guys. Să dăm drumul. Mamă, dar serpentinele astea, hai că serpentine. Da, și te rog eu că mă enervez maxim. Înțeles, omul... Băi, mi-am luat un maserat aici să mor eu. Așa de prăfuit, de când l-am cumpărat, deci nu știu, am dat câțiva bani pe el, dar nu au fost în stare oamenii să-l spele. Deci nu au fost oamenii în stare să-l spele. N-am mai putut vedea așa ceva. Deci, pur și simplu, nu puteam să văd. În fine, asta e. Normal și dacă mergi să-l speli, tot la fel e, adică nu e mare diferență între... Na, așa ceva să zic. Probabil trebuie să schimb culoarea. Na, vedem. Hai să dăm prima etare. Sper că băieții sunt spate. Mamă, ce se aude. Au. Na, nu se aude. Așa arată interiorul, guys. Deci să nu să zică ceva. Și așa se aude. Mă tot că noi venim pe oameni din spate. Ba, ia că-i vedem. Haide, bagă, tate, bagă. Mamă, cum s-o aude, se vede că m-a sărat. Deci față de Audi sau de BMW, domne, ferește, mă. Oare ce motor are în el? Chiar trebuia să treci eu pe celălalt. Oare cât consumă? Da, cred că m-a rămas pe GPS în altă parte. Să vedem, să spate, da, dar numai unul, din cât am fost. Am să vedem acolo ce... Băi, planul e făcut.
E gata, de pregătit, e gata pregătit. Urmă să facem fără să fie vreo problemă, până la urmă. Nu, aici se prăfuiește mașina, de n-ai treabă. Ține mai departe, bun. Sper că n-am venit direct în mine. Să nu-l văd de la culcări între mine. Îmi pare că nu foarte cunosc locul. Rămâneți puțin aici, că merg până în casă să iau niște bani. Mai bine așa. Haide, bebe. Na, de cât am fost, am mai rămas doar câțiva. Să mai întâmplă. Aș pune un pic de muzică, că n-am, totuși ne plătesem un pic, dar asta e. Nu puteam să punem sau? Am înțeles. Într-o masărea te bași bandele. Ești bine, bro. Bă, am de deschidere la trapă. Ce trapă asta se deschide sau? Pe dracu. Am înțeles. Ce nu-ți dă omul? L-ai pușcă tot, și dacă stă pe loc numai. Întâmplă. Și la case mai mari. Apropo, vă ajut și pe serverul meu de Discord, guys. Și că, n-am, dacă știți, mi-am creat un hack a venit. Deci mi-am creat un server de Discord în care... Na. Acolo putem să vorbim după episoade. Când doriți voi, putem să ținem o conversație, putem să vorbim între noi. Hai să mergem la domnul de aici. Putem să facem mai multe. Nu numai să povestim, poate ne jucăm niște jocuri. Mamă, ce costă, mă? Cu asta se va ocupa de chestia asta, sau? Lingurare! Ce vrei, bă? Cine strici? Bă, ești acasă, bă! Am înțeles. Dar cine strici, bă, barosane? Bă, unde erai, mă, băgat în motor, că nu te vedeai deloc? Eram aici, lângă, reparam. Ce-ai pățit, barosane? Bosule, după cum am vorbit, am venit să mă ajut cu alea două tiruri. Da, da, barosane, eu umblam aici și la motor, că nu mai mergea. Aolo, mă, lui. Dar ăsta ce e, fărmat? Nu, l-am reparat, a tupapele acolo, i-am curățat pistoanele. Ce motor are, băi, pornește, mă? Ia-ste se dă ok, trăiți, ar familiul, să trăiesc. Stai la șofurile să închid capota. Hai, bă. Înțeles. Uite că a pornit. Pot pauză, mamă. Da, așa, șofule, ia deschide, că mă pricepe cu data. Băi, batalioane! A pornit, bă, bărusane. Nu, tu, mă, ăsta. A pornit, am zis. Bosule, cum te cheamă, bosule? Gucci. Băi, Gucci. Ce că Gucci? Vezi că tu-l conduci pe ăsta, să știi, dacă te lasă motorul, e haz morocar. Aolo, temerea moroșului. Azi mă rocar cu caprele pe canapea să mor, dacă nu, e problemă dacă se oprește. Da, mă rog, familiorul meu de cărbare, că dacă nu îl duc la fier vechi să mor, îl duc la fractii mei. Dacă nu, eu pot să conduc ăla. Nu-mi tir. Gucci, suiet în mașină, băi, bulioane. Tu iei el al meu și veniți după mine, da? Lamborghini? Ia, stați așa, fii atent, băi, cine e cu Mercedes-ul ăsta? Eu sunt. Fii atent. Tu ești Ștefan, a? Da. Ștefane, ascultă aici la mine, bine.
Tu te duci înaintea noastră, mergem așa ușor înainte să ajungem așa, când ajungem noi pe podul ăla de la baza militară. Mm-hmm. Fii atent ce faci, bossule, te duci înainte și păcălești pe aia de la intrare. Nu vreau să găsesc niciun de ăsta de la armată la intrare acolo. Rupi bariera. Fii atent ce faci. Gata, mă, m-am prins. Fii atent ce faci. Intri cu viteză în baza militară și ea o să fugă toți după tine pe acolo și noi intrăm pe ăla. Intrăm și luăm ce ne trebuie, da? Ce face omul? Deci ăsta e scopul tău. A intrat tare în baza militară, ai spart ăla și ții în partea aia opus de noi. Da. Noi trebuie să intrăm în față, nu în spate. Hai, suiți-vă în mașini, o să mergi tot timpul, voi o să mergeți tot timpul în spatele tirului. Trei pedale, două picioare, cum fac? Cyber o să decă să consumă motorina și n-am bani de altă. Eu merg primul, voi mergeți după exact cum sunt așa în ordine. O, bă, că eu... Am înțeles, ăla trebuie să... A, mă, lăt, spate fum, să mor. S-o strica dracu. Batalioane, ăsta Gucci, ăsta nu pornește, bă! Har, mama lui, că să nu pornească, bă, Rosane, dă-te jos, că tu nu ești bun de nimic, că văd că ești bărbierin, ai... Ai barba aia, zici că e... Colac. Și tu ai mirat să ar lumea de timp. Mă, urcă, bă, bă, Rosane, să atunci acum să moară, familionul meu. Arale... Ce Daniel, mă? Gata, gata, Gucci! Aolo, hai! Bartale, Bartale! Hai după tine, Barusane! Du-te, du-te, du-te! Să moară familia mea! Hai că nu mere multe, mi? Deci ați auzit planul? Trebuie să mergem frumos. Na, voi luați-vă pe acolo, că eu nu vreau să... Îmi murdăresc frumusețea, mai bine zis. Bine că oricum și așa se murdărește, de nu... Nu e de asta? Nu înțeles, hai, mă. Normal, cum te-ai dus-o, fă ok, da. Na, mamă, și pe aici puteam să ajung, mamă, bine că e nouă-nouță. Ala din față cum se duce, mă? Nu cred că te duci ca aia. Trebuie să bag pe asta. Las că o să vorbesc cu după aia cu șeful. Să nu mă trezesc că... Poate mă pușcă de un piston ceva, știi? Suspensie alea. Du-te, bro, hai. Let's go. Și la anul tot cald să fie. Ce fain arată acolo sus, știi, în mijloc. One Tap România Roleplay. Discordul lor. Deci, da, mamă, te-ai dus. Așa e cum... Lambul ăla. Nu ești atent, te-ai dus. Du-te, bro, hai. Mamă, la mine deja se aude. Da, stai că pe aici. Trebuie să fac ceva. Mamă, uitați ce murdare-i. Aoleu. No, tăcem. Arat. Un pic. Și asta e. Mamă, ce arat. Ce plasă după noi. Mamă. E jale cu jă mare. Ok, pot să mă mai duc cumva de ăla din față? Nu mai întâmplă. S-o muș, mă! Să vede transport. Dar oare dacă mă duc că n-am păcut acea favoare, mă? Bă, nu, cred că a fost nimic drag, bă, nu. Pun niște întrebări un pic, am...
prostești, să zic așa. Da, asta e. Nu înțeles. Du-te în față. Păi e greu, mă. Hai să deschid capota. Arat dracu' cu mama ei. Asta să bagă. Băi, unde sunt ceilalți, mă? Sunt în spate. E în spate, în spate. Unde sunt ceilalți? E în spate, în spate. Ia, acum vine. Mama! Băi, am fost, știu să conduc cu eu, băi. Bă, ai făcut mașina praf, batalioane. Asta, bulioane. Băi, nu mă schimb taxi, băi, așa am luat, așa mi-ai dat-o. Mamă, că bagă la sticlă, bă. Sus motorul. Așa mi-ai dat-o. Uite-te. Hartale. Are capoată, tot o bă. Amin. E greu. Așa mai, bă. Eu știu să conduc, băi. Băi, Gucci! Băi! Cata. Dacă ne oprim așa din 5 în 5 minute, s-a adus dracu transportul nostru. Hai fiar alt, doamne iartă-mă de mașină. Ce m-o fi pus cu toți ăștia să mă bag în cărdășie. Camera mă rog, șovi. Ce prost e. No, du-te. Hai, du-te, nu mai stă după mine. Că știu ce vrei să faci, dar nu... Am asta urmărea, să... Păi și-o rupă ușa, adică da. Și mie tot ce-o prins. Ce mă, nu duce? Intră-mi tare în spate. Te pup. Am înțeles. E spate, mă. Hai să vedem de acum acest, dacă s-a ținut băiatul ăla de plan despre care am vorbit noi. Să vedem care e toată schema. Nu mai văd pe nimeni aici la intrare. Dar știi ce mi-e ciudat? Deci azi să facem chestia asta când... Bulioane! Ia tirul și ocupă-te repede acolo, du-te cu Gucci să ajuți. Vii atent, misiunea importantă, trebuie să duci tirul neapărat în spate de acolo. Hai, ia al suiet în el! Gata, oi! Și noi ce facem? Trebuie să-i apărăm, mă. Trebuie să-i apărăm. Bine, băieți, dacă v-a plăcut acest episod, ne întâlnim la un alt fel, la episodul următor mai mult. Și am fost un happy, v-am lăsat, o zi frumoasă aveți, pa, pa!